Gigi Becali l-ar putea aștepta pe Moș Crăciun acasă, în sânul familiei. Avocatul lui susține că în câteva zile judecătorii vor constata că patronul Stelei a fost condamnat de un magistrat care nu avea dreptul să se pronunțe pe actele clasificate din dosarul schimbului de terenuri cu MAPN-ul. Declarațiile au fost făcute la Tribunalul București, unde s-a judecat cererea de suspendare a executării pedepsei lui Becali. Așteptați ca Gigi Becali să-și petreacă sărbătorile? Da, eu sper și doresc din suflet ca prin urgența soluționării contestației domnul Becali să poată să facă sărbătorile acasă. Judecătorii trebuie să se pună de acord dacă iau în calcul decizia Curții de Apel, care a stabilit că doar unul dintre magistrații care l-au condamnat pe Becali avea certificat ORNIS necesar în dosarul schimbului de terenuri cu Ministerul Apărării. Motivul ar fi faptul că probele erau documente clasificate. Dacă nu au certificate de acces la informații clasificate, cum e în cazul lui George Becali, soluțiile pronunțate de ei sunt nule, iar ca atare mandatele de executare la George Becali date sunt nule, iar el trebuie pus liber. Varianta mea este deja susținută de judecătorii Curții de Apel în corpore, pentru că aceasta este legea. Dar cum vă așteptați la o decizie favorabilă domnului Becali? Total, total. Vestea i-a schimbat starea de spirit lui Becali. El a intrat în sala de judecată cu zâmbetul pe buze. A fost jovial și cu judecătorii. Doamnă judecător, dumneavoastră hotărâți dacă judecați. Eu insist pentru că, dacă se poate judeca, să judecați, deoarece nu vreau să mai stau la jilava. Decât să mă chinuiesc aici, mai bine renunț la un proces, nu-mi mai prelungiți chinul. Avocatul Cătălin Dancu n-a fost de acord cu Becali. Bravo, domnule! Ce mă interesează cartea dacă e interesul meu? Doamnă judecătoare, Sfântul Gheorghe îi spunea lui Dioclețian, pentru ce-mi gătați chinurile? Că sunt pregătit să le îndur pe toate. Ei clevetesc și eu îndur. Condițiile de detenție mai suportă? Le suportă. E optimist în ceea ce facem și nu mai mult până la punerea în libertate a lui. Și eu de asta l-am și rugat să aibă această răbdare și stare de optimism, că nu mai e mult. Cătălin Dancu spune că Becali va rămâne la Jilava până se termină procesul, chiar dacă patronului Stelei îi place mai mult la Poarta Albă.